Nu e cald, vremea faină. Câte zile stați la mare? 4. Prețurile cum sunt? În regulă, depinde ce cauți. Încheierea anului școlar și vremea perfectă de vară vor atrage 10.000 de turiști pe litoral în mini-vacanța de Rusalii. Telefoanele agențiilor sună continuu. Avem peste 3.500 de solicitări online și telefonice pe zi. Facem în perioadele foarte aglomerate aproximativ 3 rezervări pe minut, undeva la 10-12 secunde ne vine câte o solicitare. Dacă interesul se va menține la aceleași cote, sfârșitul de săptămână se arată a fi plin. În mini-vacanța de Rusalii, operatorii de pe litoral se așteaptă ca gradul de ocupare să depășească 80%. Stațiunea Mamaia și Eforie Nord rămân în topul preferințelor, iar prețurile pentru această mini-vacanță pornesc de la 128 de lei pe noapte pentru o cazare. Față de aceeași perioadă anului trecut, sunt cu 40% mai multe rezervări făcute doar în ultima săptămână pe litoral pentru mini-vacanța de Rusalii. Cei mai mulți turiști vor un sejur de 4-5 nopți. Valoarea medie a pachetului este de 2500 de lei. Nu-mi place aglomerația și eu noi să plecăm vineri. Nu mă deranjează. Locuri sunt destule și dacă aglomerează, dacă nu, eu tot vin. Camere disponibile în hoteluri încă mai sunt, dar vor fi ocupate și acestea chiar înainte de începutul mini-vacanței, după experiența celorlalți ani. Gradul de ocupare este peste 50-60% deja, astfel încât mai sunt locuri pentru cei dornici, dar să se grăbească pentru că sunt cereri în momentul de față. Avem rezervări, avem două tipuri de cameră, ambele duble, 200 și 260 pe cameră. În mini-vacanța de Rusalii, pe litoral, temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar apa mării va avea circa 20 de grade.